în ce calitate participați la scrutinul din Republica Moldova? Deci eu sunt membru al Delegației României la adunarea parlamentară a Organizației pentru Stabilitate și Cooperare în Europa, iar în calitate de membru al Delegației României și al adunării parlamentare am fost nominalizat ca observator în Republica Moldova. Una din funcțiile adunării parlamentare este să observe alegerile care au loc în țările membre. Motiv pentru care anual avem 10-12 misiuni de observare. Acum, pe anul ăsta, alegerile din Republica Moldova sunt primele. Urmează la sfârșitul lunii martie alegerile din Ucraina și așa mai departe. Până la această oră, cât de mult se arată interesați basarabenii de aceste alegeri parlamentare? Basarabia nu face foarte mare diferență față de România. Situația nu e foarte diferită. Deci, în primul rând, pe listele de vot din Republica Moldova sunt 2.900.000 de alegători, în contextul în care este de notorietate că circa 1.000.000 de moldoveni cu drept de vot sunt plecați în Europa de Vest. Motiv pentru care, din capul locului, numărul de persoane care ar putea vota este de maxim 70%. Pe de altă parte, și aici dezinteresul este total. Ultimul anunț pe care l-am văzut undeva pe la ora 13, cu prezența la ora 13, era 20%. Deci cele mai optimiste prognostice spun că se așteaptă la vreo 40% prezență. În general, ies la vot persoanele în vârstă, pensionarii, persoanele care lucrează în aparatul de stat și persoanele care sunt racordate politic, deci practic armata partidelor politice. Pe cine avantajează sistemul actual de vot, aplicat în premieră în ciuda recomandărilor Comisiei de la Veneția? Actualul sistem de vot avantajează partidele care sunt bine organizate, partidele vechi și care în general au tangență cu puterea, pentru că este un sistem mixt în care o parte din deputați sunt aleși pe vot de listă, cum e în România, iar o parte sunt aleși pe vot uninominal. Astfel, persoanele cu notorietate și care au aparat de partid în spate pot să obțină mai ușor voturi decât persoanele care nu au o notorietate extraordinară și care nu au în spate o mașină de partid. Pentru că oricât ai fi de cunoscut, în situația în care aparatul de partid din raionul în care se alege deputatul uninominal sutrage pentru tine, este greu să faci numărul de voturi necesar obținerii mandatului. Deci, ca să vă răspund direct la întrebare, cele mai avantajate două partide sunt Partidul Socialiștilor al lui Igor Dodon și respectiv partidul care se află la putere, Partidul Democrat Moldovenesc, condus de Plahotniuc. Au fost semnalate intenții sau fraude? Da. Tot procesul electoral a fost un proces electoral care s-a desfășurat sub o suspiciune, zic eu, legitimă. În primul rând, pe de o parte, sunt o serie de promisiuni care sunt imposibil de realizat. De-aia vă spun că seamănă foarte mult viața politică din Moldova cu cea din România. Deci sunt promisiuni fantasmagorice, de genul majorării venitului mediu pe lună la 13.000 de lei, în contextul în care în momentul ăsta venitul mediu în Moldova este undeva în jur de 4.000 de lei, vorbind de lei moldovenești. Separat de treaba asta, sunt promisiuni de locuri de muncă, de diverse chestii. Ca o chestiune foarte interesantă, guvernul, care e condus din umbră pe la Hotniuc, a decis în urmă cu 3 săptămâni de zile că toate medicamentele vor fi furnizate gratuit populației. Deci suntem într-o situație în care există o mică mascată constând în împrejurarea că orice cetățean care zice să-și cumpere medicamentele, le cumpără gratuit și le plătește Casa de Sănătate din Moldova. Separat de treaba asta, o chestie foarte interesantă, constând în împrejurarea că deși utilitățile pentru cei care locuiesc în Chișinău, de exemplu, la blocuri, se facturează de regulă pe data de 10 a fiecărei luni, noi suntem pe data de 24, iar factura aferentă lunii aprilie, care trebuia să fie întreținerea, care trebuia să fie comunicată pe 10 februarie, până astăzi, 24 februarie, nu a fost afișată, nu a fost comunicată, datorită faptului că, pe de o parte, sunt destul de mari
cotele de întreținere în Moldova, ca să vă dau un exemplu, la un apartament de 3 camere se plătește întreținere cam 50 de euro, da? Iar la un apartament de 2 camere 30 și ceva, în contextul în care un moldovean câștigă în general cam 150-180 de euro, deci practic o treime din veniturile de pe întreținere. Bun, iar pe de altă parte nu au fost comunicate pentru ca moldoveanul de rând să nu aibă în luna votului această povară și să uite cât de dezastruată este guvernarea care conduce Moldova de 4 ani de zile. Ce știți despre modul cum decurg alegerile în Transnistria? Păi în Transnistria este un focar de fraudă, pentru că așa cum bine știți și dumneavoastră și telespectatorii băcăuani, Transnistria nu se află efectiv sub jurisdicția Chișinăului. Deci practic acolo urnele de vot care au fost instalate nu se află sub control statal al Republicii Moldova. Ele sunt controlate de aliați politici ai președintelui Dodon și ai unui primar, primarului din Orhei, pe care îl cheamă Șor, Igor Șor, care are partidul Șor, da? Deci sunt rusofoni care susțin partidele care pledează pentru apropiere mare de Rusia și evident că acolo toate voturile se vor duce către cele două partide, Partidul Socialist respectiv către Partidul Șor. Mai mult, de existând un control, există posibilitatea ca în urnele de acolo să se introducă un număr mai mare de voturi decât cei care există acolo, decât cei care vin la vot. Iar Guvernul Republicii Moldova nu are nicio cheie de control pe zona asta. Dar există și alte tipuri de fraude care au fost semnalate, constând în împrejurarea că, pe lângă faptul că au votat în Transnistria, sunt foarte mulți transnistreni care au fost cărați cu autobuzele, știți, metoda autobuzului din perioada de după 1990 din România. Au fost urcați în autobuze, trecut Nistru și votează pe liste speciale în diverse secții de votare care sunt pe partea dreapta Nistrului, deci Republica Moldova. Oamenii au acte de identitate în Republica Moldova și nimeni nu poate verifica, repet, lipsind controlul statal al zonei din stânga Nistrului, nimeni nu poate verifica pe acest segment de populație votul multiplu. Am văzut de informațiile care se vehiculează prin media că primesc și 20 de dolari sau de euro fiecare care votează din Transnistria. Se vorbește, eu nu pot să confirm treaba asta, ceea ce pot confirma este că în dreapta Nistrului, deci practic pe teritoriul Republicii Moldova, funcționează pe lângă metoda autobuzul cu cei aduși de dincolo de Nistru, funcționează metoda pachetelor. Deci practic sunt mașini încărcate cu diverse pachete care se opresc în localitate și în schimbul unui vot, cetățeanul care votează cum trebuie, și noi înțelegem să cum trebuie, primește un pachet. Un pachet cu dealeguri, în care se găsește ulei, se găsește zahăr, se găsește un pui congelat, mă rog, lucruri de genul ăsta. Deci astea sunt practic principalele două metode de fraudare care ne-au fost semnalate. Despre bani nu știm, dar e posibil să existe. Eu personal n-am întâlnit nicio metodă de acest gen folosită, dar nu pot să o exclud. Pe de altă parte, ceea ce vreau să vă spun este că noi, observatorii internaționali, care sunt vreo 700, suntem masați pe un număr de vreo 200-250 de secții de vot, care au fost stabilite de Ministerul de Interne. Noi, practic, avem acces doar în aceste secții. Fiecare echipă are acces în 12-14 secții de vot. Și nu putem intra în secții de vot unde nu am fost alocați și unde nu am fost acreditați. Vă imaginați că toate metodele de fraudare nu au loc în secțiile care sunt verificate de observatori internaționali și de regulă au loc în zona de rural, în urbanul care este situat la depărtare de Chișinău și unde observatorii internaționali nu au acces și unde am înțeles că există probleme și cu acreditarea observatorilor interni, unde am înțeles că au fost probleme. Adică aveți observatori internaționali și în Transnistria, chiar dacă... În Transnistria nu avem observatori internaționali, pentru că Ministerul de Interne nu ne-a putut asigura securitatea, situație în care nicio organizație internațională, pentru că aici sunt la observare, pe lângă adunarea parlamentară a OSCE, există și adunarea parlamentară a Consiliului Europei și există și AP NATO și AP, adunarea parlamentară a Mării Negre, deci sunt mai multe structuri europene și internaționale care au observatori, însă, așa cum am spus, observarea se face doar în zone unde Ministerul de Interne ne-a permis accesul și unde ne asigură protecția.
Aveți informații cam câți ar putea fi în Transnistria cu drept de vot, care ar putea influența alegerile? N-aș putea să spun asemenea date, datorită faptului că, repet, la momentul ăsta, cred că nici la nivel statal nu există informație veritică. Pentru că, așa cum știți, Republica, deci Transnistria este scăpată de sub controlul administrativ al Republicii Moldova de mai bine de 10 ani, ori permutările de populație care au avut loc acolo nu sunt foarte cunoscute, ei având niște organe de stat paralele și având propria lor manieră și organigramă, dacă nu așa mai popular. Se spune că în Republică, mai ales în aceste zile, cafeaua are gust de mercur. Ce părere aveți? Am auzit despre această teorie. Am văzut și eu declarațiile atât ale Maiei cât și al lui Andrei Năstase. Vă dați seama că nu pot să le pun sub semnul îndoielii, pentru că îi cunosc ca doi oameni serioși. Însă, până nu se adeveresc într-o manieră palpabilă, eu și ca avocat nu-mi permit să vehiculez informații neverificate. Sunt convins că atât Maia cât și Andrei Năstase le stau în gât forțelor pro-ruse, pentru că au avut o campanie extrem de onestă și extrem de radicală, în care au predat pentru un parcurs european al Republicii Moldova, iar parcursul european al Republicii Moldova deunează grav întregii nomenclaturi care există aici, întregii oligarhii din jurul lui Plahotniuc și al lui Dodon. Deci, practic, se simt atacați la rădăcini. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am nicio îndoială că sunt dispus să facă orice ca să-i scoată din joc pe Maia și pe Andrei Năstase.